ziua, prieteni. Bună ziua, prieteni, am revenit din nou, am scos-o pe Lumina la plimbare. Singură, fără cum. Nu luați în surzum, de când s-a scumpit motorina, benzina. Nu se mai plimbă Lumina, așa e. Am scos-o la plimbare, prieteni, iar. Iar după trebuie. Nu așa, deja am la plimbare, avem treabă. Mai târziu vedem, s-ar putea să mergem și noi, să vedem niște porci, să le vizităm. Să le vedem. Să le vedem, nu avem acum bani să-i luăm. Să-i vedem cum sunt, cum arată, ce preț, dacă sunt bolnavi, să n-aibă ceva. Ne facem niște analize. Lumea am analize. Așa, uite doamna muțitoare. De la grădiniță. Doamna Lini. Na. Arată ce am luat în spate lui mama. Ce? Suc. E luat suc la un leu. I-am luat... Intră merite. Știi de ce? Tirul era după mine, mă mănânc acum. Da. Aici nu pot să mă opresc. Nu. Mi-ai interzis. Și acum ce fac? Întorci trebuie... față și faci în parcare. Dacă mă bag stânga, nu mă lasă asta. Nu, e linie, continuă. Ce... Să nu mai se că iasă ceară suc, lasă că oprește și el. Dar cine o fi el, împăratul? I-am luat eu un bax mai bine, fără să ceară, să-i duc acolo, să-i fac cea mai... să-i îndeplinesc dorința lui mama cu sucul ăla. Ce-i place de sucul ăla? Știi că face boxul ăla? 10 lei. 10 lei? Da. Da. Cât e un... Nu, luai un bax, dar le luai desfăcut de sticlele, că femeia nu putea să-mi scoată un bax. Nu se simțea bine și erau boxurile în spate și am luat sticle așa. A, ies așa, pe partea aia. Doamne, ajută! Și iartă-ne! Și uite că trebuie să-i duc acolo. Astăzi e miercuri, nu mâncăm cu dulce. N-am pus fasolea la fier, dacă știi eu cunești, am lăsat-o la mâini de ieri, fii atent. De ce nu mi-ai spus? E în cuptor, în lighean, cu apă. Păi până la fier tău, cum adică, când... Până tu vineam? Da. Uite la doamna Aniță aici, șorțurile, uite cum stau. Toate culorile, să-mi iau și eu de așa de pașa cu moi. Îți moi de material de ăsta. Mama, sunt cu flori, ce e de frumos. I-am zis să-mi iau pe ăla negru, ăla-i... Las că vin în lumină, 35 avem, de lei. Câte avem de făcut. Și uite că nu mai pot să le fac pe toate. Am spălat la covoare și nu le-am ridicat acum. Până noapte am spălat la covoarele astea, nu mai văd covoare acolo pe cuptor. Mama, ușor, e intrat prea boldul. Am intrat lumină. Gata, prieteni. Am făcut de bani. Da, am luat aici pe prieteni, avea la ocazie. O mai cunoașteți? Și așa un profez, fac un ban, nu? Da. Bă, și ăsta, pune... Era de noastră. Ce șmecheră era. N-a pus semnal de departe. Atunci când intra dreapta, a pus semnal. Vă zic, ce șmecheră. Păi e șmecheră, cum așa? Da. Andoforo sunt, Caisa. Până ce lumina, jucării, tu ca să dăm. Mai e jucări că v-abiș pe băguța. A jucări pe banca, că v-a. A jucări o safci. A șunie ma ura vaie laptul. Și nu mai pot de cald. Ce facem? Pe cine mai luăm la ocazie? Ia să văd. Aaa, pe cine? Pe albinu. Am găsit o fată la ocazie, prieteni. Am găsit-o și am luat-o cu noi. Ai bani să ne plătești drumul, albina? Nu vorbești? Unde te ducem, albina? Salută prietenii, albina, și vorbește. Nu vrei? Ce-i? Ce are? Păi tu vorbești eu. Ce mai bine? E supărată, Bobița. Ea e Bobița mea. Toho. Să le tinezi. Hai, pa, vorbim. Să mă suni. Da, da, mersi. N-ai pentru ce? Bobița. Bă, de ce nu vorbești? Dă-te mai în mijloc. E somnoroasă. De ce? Uite altă femeie. Păi ea e asta. Păi ce crezi că sunt două la fel? Păi ea era.
N-a coborât din mașină. Ce cu altă femeie, al altă unii la mașină. Am un nebunit, doamne, că era pe altă femeie identică, geamănă. Bobiță, ce mâncași tu? Nu vorbește fata. Ce-ai, Bobiță? Bobiță! Intră pe luminoare a fost, unde m-am găsit? Acordă. Unde? Zi. Unde te-am găsit? Cu flutura. La poartă te-am găsit, treci ai. Hai că mergem la 2 pași, Bobiță. Treceam singură, veneam cu Dani. Am venit de la școală și am venit pe jos. De ce? Ei, așa am văzut. Am avut grijă să ridică covoarele, că știe că nu le-am ridicat. Dar o să veni singură pe jos de la școală. Mă, de la școală ai venit? Da. Pune-i ghiozanul, ia să scoate omul. Acasă. Ai fost acasă. S-a dus acasă, l-a lăsat. Și ai venit după aia, nu din ora singură. Da. A? A venit și din ora singură, că am văzut-o eu. Mă, ce spui? Da, când era la poartă cu bunica. Bă, de ce nu vine mama? Eu și Dani. Păi a venit. Și? A venit și m-a întrebat, Alina, Dani, vrei să mergeți pe jos? Și eu am zis, da, și Dani. Și am zis, am venit pe jos, adică mama ne-a lăsat. Tu pe jos singură. Mamă, și tu, mă. Adică mama știa. E. Și mai era și Dani cu mine. Care? Ma, dacă era Dani... Al lui Dani, lui Fuța. Dani de pe strada noastră. Vecinul. Alex nu vine niciodată pe jos, singur. Doamne, căldură, mi-e îmbrăcăm un gros când înșală vremea. Ba, așa, dacă nu mai subține, ne e frig. Mie noi nu știm ce vrem. Auzi, mergem la depa și mie ce vrea, da? Da, un cățeluș. Vrei cățeluș? Care face și nu mai se ia deloc. Nu, markerul să nu fie permanent. Marker pentru tablă, am nevoie la școală să scriu o propoziție. Calcule și am nevoie că am scris... Calcule acolo. Da, că am scris la tablă și o propoziție și nu mai merge markerul, abia a mers. Trebuia să mă apăs pe el. Și cum scriu eu că face pe tabla, când apăs pe el face... Scârțe. Unde mergi, mă? De pasul la Penny. Cu tu unde vrei să mergi? Hai la Penny. Că ai zis să iei lui bunică, dar ce să? Un pui. Cred că tot de la Depa. Nu mergi la Penny să dăm trăcoare tot Penny acum. Mergi la bunică ta? Care bunică ta? Care bunică ta? Bunică la Depa. La Penny ea vrea pui. De oriunde. Hai, du-te la Depa. Bunica... Păi ce sunt mai frumos? Flutura. Hai de la Penny. Dar la Penny sunt mici de aia. Ești-o cu tine, unde? Treaba voastră. Ești-o cu tine. Ai cumpărat ceva, mamă? Eu am fasolea, n-am pus-o la fierce mie, în casă n-am pus-o. Dar eu veneam acum, era fiertă deja. Lasă că o fierbă, că nu mai mănânc, că nu mai fierb, ha? Am eu timp. Copilul se roagă și la preot, așa pe stradă, dacă vede un părinte. Și era părinte sau era domnul? Era un costum. Un părinte mai mic, așa, îmbrăcat. Un costum ăla lunguț, așa. Ăla negru? Da. Dar nu altul albastru. Nu era înalt, era și miere să fie înalt și el. Hai, Albina. Albina, de ce scrie pe masă numele tale Liu? L-I-U. Așa e el. Pe ce, mașina ta se numește Liu? Da. Parcă se numea altcum.
cumva. Nu așa am luat-o și așa se numește. Cum se numea? Așa se numește de la început. Hai da. Mai lucru, dar după aia a fost cu stata alt nume. Cum a era? Tu zici de Vălicu? Vălicu! Aia e alta. Unde-i Vălicu? Unde-i Vălicu? Hai da! Unde-i Vălicu? Unde-i Vălicu? A dus! Bă, dar ce mai luat tu, Jaca? Nu, eu, frica cu ninge. Auzi, hai să luăm punctele, să trimis și mie mai mulțul din ăla. Punctele, să trimis și mie mai mulțul. Păi, da, ce avem aici? Uitați, uitați, ce avem la strihaia. Avem, avem o trecere. Mașina lui. Aoleu, motoretă cu muzică, ai văzut? Da. Motoretă și mie trebuie. Poate și să dorm acolo. Unde dorm? Așa, din picioare. Da. Pun o avea la un tractoraj, e la muzică, boxă. La bar acolo în spate, era cum mergea muzica și mă gândeam de unde se aude muzica aia, ce e? Băi, da, dă-l ce oameni. Am o femeie, nu vreau să treacă. Dar ce să uit așa atentă? Să uite și eu. Sunt 8 maimuțai. Ce maimuțai, mamă? Noi luăm epurașul, puiul, vaca, purcelul și oaia. Și cățel, nu e cumva? Bă, da, e. Eu vreau să luăm cățel. Luăm și pisică și cățel. Și... ce? Și mulul. Și șobolan nu e și măricel. Luăm și... dacă nu e. Luăm și pui și iepuraș și măriță. Și cal. Și cal. Wow, ăla e bun. Le luăm noi pe toate. Luăm cele 8. Nu ne încurcăm. Bunico, ce faci? Caută lumina un pui. Da, pentru pui de găină și nu găsești. Un pui de... Hai lumina să cauți tu puiul ăla. Puișor de găinușă. Hai că e bine, am zăpăcit gata. Da, da, da. Ouleu. Uite pe prietena ta, pe Alisa. Uite pe soara ta. Bună, Alisa. Bună. Bună. Hai, dă-ne-o drum. Hai. Ne vorbi cu virișoara ta. Ba da, aia. Mai e coșul. Oh, e muzică. E muzică, se aude? Unde e fata? Pato. Fata? Fata. Gata, am făcut cumpărături. Nu are și pui și niște pulpițe. Ia deschide, mamă, porbagaj. Era deschisă mașina? Nu, știu, și telefonul meu acolo. Nu, rămâne pe două, să nu se închide toată. Vezi? Cum a rămas așa aia deschisă? Nu. Sătură și pe ora și gata, mergem în casă. Să facem și noi, să mâncăm, când noi facem. Avem treabă, gata. Albina, nu zici nimica? Nu. Ai, ce rău ți-ai luat tu? Pomelul ăla, cum îi zici? Cum îi zici un altul, pomel? Te vin de-l pic. Bă, ce pot eu ia? Mergem acasă, ne apucăm de treabă. Punem facturile la fel. Alexi. Vă mulțumim. Și noi o să mergem acasă să plantăm astea. Mă, ne plantăm. Să plantăm, să ridicăm covoale, să fierbem fasole. Avem multe de făcut azi, prieteni. Vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai frumoasă și liniștită și călduroasă. Pa, pa. Uite, doamnă, tu n-am plecat la porci.
Pa, pa! Nu plec.